La un pas de o tragedie, în Vrancea, un pod construit peste pârâul Putna s-a prăbușit seara trecută. Din fericire, nicio mașină nu trecea pe acolo la acea oră. Podul, care a fost ignorat ani de zile și ajunsese într-o stare avansată de degradare, a intrat anul trecut în reabilitare. Președintele Consiliului Județean va inspecta astăzi lucrările și modul în care au fost făcute. Însă incidentul de ieri este doar un simptom al unei situații mult mai grave. Specialiștii în infrastructură spun că o treime din podurile din România sunt nesigure și ar trebui închise. Podul a cedat la unul dintre capete seara trecută, puțin după ora 19. Din fericire, nicio mașină și niciun pieton nu treceau prin zonă la acea vreme. Bă, tu îți dai seama dacă era cineva pe pod în timpul. Podul este construit peste râul Putna și asigură accesul între satele Vulturu și Vadu-Roșca. Oamenii locului au variante ocolitoare și nu au rămas izolați. De anul trecut, aici începuseră lucrările de reabilitare. Lucrări de mântuie alba, tu te pui să săpi aici, asta s-a săpat în mal aici. Aia s-a întâmplat. Este un eveniment total nefericit, părerea mea că este inacceptabil să se întâmple acest lucru. Președintele Consiliului Județean Vrancea va sosi la fața locului astăzi. O echipă tehnică va inspecta lucrările efectuate până acum și va stabili dacă acestea au contribuit la căderea podului. Se observă că apa a fost deviată și foarte o cantitate mare a bătut acolo sau a mers spre zona aceea, fapt care a dus bănuiesc la surparea primului segment. Două poduri sunt în curs de reabilitare în județul Vrancea. Președintele Consiliului Județean Vrancea nu a știut ieri să spună în ce categorie de risc se află și nici dacă lucrările la podul prăbușit erau de consolidare a structurii de rezistență sau doar de mentenanță. Fotografii realizate în 2019 arată că podul era deja într-o stare avansată de degradare, o situație pe care o întâlnim în toată țara. Noi estimăm că o treime din poduri trebuie de fapt închise. Este doar o problemă de risc, de evaluare de risc și o problemă de ghinion până la urmă, până când vine viitura cu tremur sau pur și simplu cad din senin bucăți. Din cele 4500 de poduri rutiere din țara noastră, doar 30% sunt într-o stare foarte bună de funcționare, iar 38% într-o stare satisfăcătoare, însă în lipsa lucrărilor de mentenanță se pot degrada foarte rapid. La podul e o mare problemă. Podul suportă multă uzură și multă bătaie din partea noastră până când ne lasă. Dar și când ne lasă, poate să fie o catastrofă. Aproape 50 dintre podurile administrate de Compania Națională de Drumuri sunt încadrate oficial în clasa tehnică 5, adică riscă să cadă.